Potrivit datelor rezultate din declarațiile agenților economici, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt înregistrate 16.537 de posturi. La nivel național, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite câteva locuri de muncă, cele mai multe fiind analist servicii client 333 de posturi, inginer mecanic 81 de posturi, programator 72, manager proiect 69, inginer de sistem software 43 de posturi, agent vânzări 41, inginer de sistem informatică 39 de posturi, consilier expert, inspector referent economist în economie generală 27 și inginer construcții civile, industriale și agricole 20 de posturi. Și de această dată, cele mai multe joburi sunt pentru persoanele necalificate. Așadar, cei cu studii medii și profesionale au la dispoziție 1704 posturi confecționer asamblor articole din textile, 976 muncitori necalificat în industria confecțiilor, 657 de posturi muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, 445 de posturi operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje și materiale sintetice, 442 de joburi pentru șofer, autocamion sau mașină de mare tonaj, 369 de posturi lucrător comercial și 346 de posturi muncitor necalificat în agricultură. La nivelul județului Constanța se observă o ușoară creștere a numărului de locuri de muncă vacante, semn că hotelierii și restaurantele de la malul mării caută personal pentru sezonul estival.